Partida ce se va juca mâine după amiază de la ora 17 contează pentru etapa 25-a și ar fi trebuit să se dispute inițial pe 15 martie, doar că la acea dată arădencele dispută Final Four-ul Ligii Europei Centrale. Fetele noastre au arătat până acum că la Satu Mare e greu de învins și în acest an. CSM-ul a făcut meciuri bune chiar și în fața favoritelor la titlu, Șep și Alba Iulia sau mai recent Târgoviște, iar pentru duelul de mâine cu Aradul mizăm pe dorința de revanșă a jucătorilor noastre Cristiana Cuta și Andreea Oros și Nicolaza, care au evoluat în trecut la ICIM. La deja tradiționala conferință de presă ce s-a organizat înaintea unui meci oficial. Azi la sala LPS, președintele secției de basket, Florin Mureșan, a ținut să-l confirme pe Petru Eleș ca antrenor al echipei și pentru sezonul viitor, în condițiile în care obiectivul stabilit în august a fost deja atins. Țin să le felicit pe fete și pe toți cei din staff pentru evoluțiile de până acum. Campionatul însă nu s-a încheiat și sper ca fără presiune să jucăm cel mai bun basket posibil și să intrăm în play-off de pe locul 6, a spus oficialul de la CSM. Avem două meciuri săptămâna aceasta, cred că deja ne-am făcut un obicei în a juca două meciuri într-o săptămână. Din păcate, acum sunt foarte apropiate cele două meciuri, joi și sâmbătă, chiar joi seara și sâmbătă la prânz. Și o să avem mai puțin de 48 ore între cele două meciuri. Din punctul meu de vedere, ambele meciuri sunt importante. Cu Aradul este un derby, așa cum a spus și Florin, pe care trebuie să-l tratăm ca atare. Iar la Cluj este un meci de câștigat. Aradul vine nu în cea mai bună formulă, are un pivot accidentat, dar în continuare rămâne cea mai bună echipă din campionat. A demonstrat-o chiar în ultima etapă când a bătut pe Șep și fără pivot. Nu degeaba e pe locul întâi și e campioană în titră. Evident, nu pornim cu prima șansă, ba dimpotrivă, dar asta nu înseamnă că nu vom încerca să ne ținem de ele. N-am fost umiliți acasă, ca să zic așa, de nicio echipă în acest campionat. Am avut niște înfrângeri de la echipele de top, doar de la echipele de top acasă, dar la niște diferențe rezonabile și sper să încercăm să producem surpriză sau, dacă nu, măcar să ne păstrăm în limita decenței și să reușim să pregătim meciul de sâmbătă prin meciul de mâine. Fostă jucătoare și la Cimara de Nicolaza e convinsă că echipa noastră poate face un meci bun și că fetele vor trata foarte serios confruntarea cu Cimara. Cum să facem un joc bun și ăsta e obiectivul nostru. Avem meciuri care trebuie câștigate și ne concentrăm pe ele. Meciul de mâine îl vom trata serios și vom face, obiectivul nostru să facem un meci bun. Acest meci Satu Mare, mai bine de jumătate dintre jucătoare au probleme medicale, acestea acuzând o stare gripală. Basket Club Cimarad vine la Satu Mare din postura de lider al Ligii Naționale și de mare favorită la cucerirea unui nou titlu. Cu 5 americani ce în loc și cu Sârboaica Milovanovici într-o formă de invidiat, ECIM-ul pornește cu prima șansă în jocul de mâine după amiază, ce va începe la ora 17. Intrarea spectatorilor e liberă, meciul va fi arbitrat de cuplul clujani Vlad Potra-Istvan Bertalan.